Deci, atât suntem din nou în emisie și deci, după acel atac din centru, când acel domn tânăr, tac, un 68, deci acum pisti 40 de ani, ne ataca acolo în centru și ne amenința cu moartea, stăm încet și vedem, tata ia urma acestui om, deci, el, practic, era un armean venit din Armenia prin 24. Ce rol avea aici acel domn? Din păcate, era tot spion rus. Tot spion rus. El spunea, nu, domn, eu am rămas aici, nu m-am dus mai departe, eu vreau să lupt împotriva comunismului aici. Deci nu este nevoie, nu este nevoie, pentru că comunismul ăsta se cam duce prin 89, într-o așa zis conspirație a convergenței, deci el se ducea oricum, se vedea de la început că nu este un regim viabil. Deci asta era și cu domnul Tacu. Tata mi-a spus că de fapt ținea cumva discret un bordel. Tânăr, deci domnul Tacu tânăr în 1968. Cei date mai așa de la alți oameni, nu vă dați seama, acolo urmează să fie asasinat un copil și cu el și făcut un tărăboi groaznic. Deci așa vorbea lumea, deci în mare parte o dizidență făcută de ruși cu spioni ruși, deci așa se lucrează când vrei practic să dizloci un popor, când vrei să dizloci un popor, îl freci în toate felurile, deci faci puterea și opoziția. Cam asta s-a întâmplat la noi între cele două războaie mondiale, nu mergea treaba bine. Fabrici, tot felul de spioni care se bat și se ceartă între ei, așa ca niște marionete ieftine. Deci cum spion era regele și alt spion era procurorul general al regatului, care de fapt era și el rege, și țara avea vreo doi regi. Deci numai anomalii din astea, care arată acum, să spunem, dezastru total din zonele astea industriale. Deci suntem la 120 de ani după independență și avem datorii de peste 50 de miliarde de euro. Deci astea sunt legămintile astea. Și cine li susțin? Li susțin în general agenți ruștici. Altă garnitură de agenți ruși, probabil agenți ruși, atrag alături de ei și agenți de ăștia austrieci și turci.